ne permite metodologia de mișcare a personalului didactic, ca să stabilim noi în Consiliul de Administrație, pentru inspectori și directori, la plata cu ora, numărul de ore. Și am stabilit un număr minimal, 2 ore, pentru că sunt situații în care și colegi inspectori și colegi directori aveau un mediu normă. Deci, beneficiază odată de degrevare, dar și-au mai luat un număr destul de mare de ore, încât nu mai au timp să se ocupe, în primul rând, de management. De management, pe care eu îl înțeleg, în primul rând, nu să se ocupe de chestiuni strict administrative în sensul clasic, să se ocupe de profesori, de elevi, să-i concilieze, să-i ajute, da? Să le acorde sprijinul necesar pentru ca, până la urmă, să creștem calitatea în educație. Că ăsta e scopul. Și ați avut și inspectori cu ore multe? Sunt și inspectori care la ora asta au mai multe ore. Cam câte ore, și, așa, pentru jumătate de catedră? Păi dacă ei au degrevare, nu, au obligație de catedră 2-4 ore și el are 11 ore, păi nu prea poate, e regulă. Poate materia pe care o predă obligă să facă. Am discutat și asta, că sunt ore 3 ore, 4 ore. O să fim flexibili doar atât, în limita aceasta. Dacă o clasă are 3 ore și are 2 clase, da, va avea 6 ore, dar va avea tot 2 ore la plata cu ora peste.